În anul 2021, Tribunalul Hunedoara a înregistrat un volum de activitate de pe stoc, plus dosare nou intrate, de 11.716 cauze pe rol, în scădere cu 883 de cauze față de anul 2020, când numărul dosarelor pe rol a fost de 12.599. Asta înseamnă că anul trecut, magistrații de la Tribunalul Hunedoara au înregistrat o încărcătură de peste 742 de cauze per judecător. Și la nivelul celor 6 judecătorii din rata de competență a Tribunalului Hunedoara, volumul de muncă a fost infernal. Anul trecut, numărul cauzelor pe rol a fost de 43.026, în creștere cu 1.434 de cauze față de anul 2020. Cei mai solicitați au fost magistrații de la Judecătoria Petroșani, unde s-au înregistrat în medie 1.807 cauze per judecător.